Mănăstirea Strunga a găzduit lunea aceasta sinaxa monahală cu stareții și starețele din Arhiepiscopia Tomisului, prezidată de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul său de învățătură, ierarhul le-a vorbit monahilor despre importanța vieții călugărești și despre virtuțile trăirii monahale. Această dimensiune duhovnicească a bisericii noastre are un rol atât de important. Monahismul este pus în evidență de Sfântul Ioan Botezătorul, care este primul monah, de Sfântul Apostol Pavel și apoi de mari părinți ai monahismului, începând cu Sfântul Antonie cel Mare și cu întemeitorul vieții de obște, Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare. Părintele Ilarion Dan, duhovnicul mănăstirii Crucea, a susținut un referat despre viața monahală. Trăim într-o lume care tinde să rețină ca singur criteriu de valoare modernitatea. Tot ceea ce nu este creație de ultimă oră, spirituală sau materială, este primată, degradată, lipsită de orice valoare. Lupta unui prezent care își arogă cu trufie întietatea în raport cu orice tradiție nu a fost poate niciodată în istoria omenirii atât de înverșunată. Biserica, ca singură păstrătoare a adevărului de credință și a tradiției de mărturisire continuă acestuia, a devenit astfel în acest moment singurul bastion în calea acestui război de redefinire a mentalității dominante din societatea noastră. În Arhiepiscopia Tomisului activează 35 de mănăstiri cu viață de obște, multe dintre acestea ridicate în cei 14 ani de păstorire a înalt preasfințitului părinte Teodosie.